Caralho. Olha lá. Voi e teamă de căpușe? Întrebați pe ei. Nu. Cum să nu fie teamă? În teamă că nu le văd, că am ochelari și dacă nu sunt ochelari noi cu unii. Pe aici vreo căpușă ceva? N-am văzut prea. Ori fi? Dar dacă e la iarbă, la câmp deschis, nu pe aici. E frică? Iese frică. Păi și stați așa la iarbă verde cu frica? Dar nu, eu te stau pe uscat aici, pe frunzile astea aici. Ce ziceți, doamnă, de... ce ziceți de căpușă? N-am văzut. Deocamdată n-am văzut. Dar nu, asta nu știu dacă e iarbă pentru căpușe. Prea rar. V-a speriat ce ați auzit așa despre căpușe? O fi și așa, dar dacă e tot ca aviara. În fiecare an a fost câte ceva. Nu? Odată vaca nebună, odată cu porci, odată cu aviara, acum cu căpușile. Și în fiecare an. Și au început, au fost cazuri de Ferească de păduri, Dumnezeu. Dar... deocamdată. Cine este? Când ajungeți acasă, vedeți dacă... Ei, nici chiar așa. Doar simți, nu? Nu cred. Mulțumesc frumos! Ați auzit de pericolul căpușelor? Vă e teamă de căpușe? Ce să spun? Nu mi s-a întâmplat niciodată și din cauza asta... cred că de aia nici nu mi-este teamă, dar suntem prevăzători. Avem grijă. Știți cum arată o căpușă? Cum e pișcătura? Imaginez. Ce am văzut la televizor? La Discovery. Am văzut la televizor, la Clarități, la mai multe programe. Și am văzut că dacă ai necazul, trebuie să fugi la medic ca să o rezolvi. Ați văd că aveți și piciorul așa descoperit. Dacă vă pișcă o căpușă, știți ce să faceți? Simțiți? Avem simțurile dezvoltate. S-o simți atât, s-o simți. Ca să o vezi, trebuie să stai tot timpul să urmări mai picioarele, șosetele, ca să... Nu cred. Bă, nu, adică mergi pe principiu că nu se întâmplă. Mie, da? Eu știu unde alegi o căpușă ca să rezolvi treaba. Nu poți să știi. Thank you.